Înainte de a începe videoclipul de azi, aș vrea să fac și eu o promovare. Promovarea unui coleg, pentru că știți că eu nu fac promovări, pentru că consider că sunt prea mic pentru chestia asta. Numele lui e Larry, are un canal bazat pe FIFA, CSGO și Metin. Are o serie foarte interesantă de Metin cu Ninja, care vrea să lase level 18, maxim 21, cu G sau pe ambuscada. E destul de interesant. Și niște serii cu CSGO, Facecam, FIFA la fel. Destul de interesante. Nu vă spun direct să vă duceți să dați subscribe la el, doar vă rog să vă uitați la 2-3 videoclipuri și să vedeți că merită. Niște videoclipuri de calitate și e destul de interesant per total tot canalul lui. Deci, dacă aveți timp, uitați-vă la 2-3 videoclipuri și să vedeți că merită subscribe. Salutare lume, eu sunt AdioG și astăzi băgăm un let's play PvP cu mentalul. Hai să-mi pun corpul. Am pe aici cam tot ce trebuie, am ribul bun, am două mâini. Am două mâini destul, cred, pe mine. Go. K400, ai care două mâini destul. Are două mâini destul. Și-a luat stun. Mă mai opresc acum la începutul duelului. Are apărări cât de cât bune, dar nu, totuși, nu dă foarte bine. Și am revenit cu mentalul, nu mai aveam răbdare, deci de o săptămână mă chinui să fac și o G10. Mi-au reușit din 14 sesuri, cred că 9, și am făcut instant G9. Iar acum mă chinui pentru G10 de o săptămână încoace și au fost zile în care am băgat și câte 2 sesuri, nu știu. Ciudat algoritmul în care funcționează chestia asta cu reușitul SS-urilor și chestii, tresii. Nu mai aveam răbdare, vreau să încep să mă joc și-o pe mental. Să mă joc bine, că mă joc de mult, dar zic așa. Aproape perfect aici. Nu, dă puțin. Și nu cred că are nici imun. Dar așa are părări cât de cât bune. Nu cred că jumate. Deși mi-a lăsat mai mult. Și ce facem azi? Adică e clar ce facem azi, facem PvP-uri. Dar dacă am cu cine? Nu prea am cu cine. E pustiu pe aici. Plin de shop-uri, foarte puțin playeri. Rămân Florin. Bine, mă. Ce bine ar fi dacă te-aș cunoaște. Tipul ăsta m-a întrebat ce am pe blindaj. Și nu-i mai spun pentru că oricum nu-l vând. Ba, băze, nu știu. Chiar nu știu. Nu prea mai știu prețurile pentru că nu am mai intrat pe joc de vreo 3 săptămâni. Adică, pur și simplu, când mai intru pe PC... O, drăguță asta, drăguță. Când mai intru pe PC 50 atac... Scump oricum. Când mai intru pe PC mai bag un CSGO, o FIFA ceva și nu las decât în bară. Ori cât un shop, ori cu gradul, chestii de-astea. Rest nu prea m-am mai jucat pe timp bune. Am avut noroc că m-am tropat într-o zi, într-o oră jumătate, mint. Cam... Opa, asta are apărări ca lumea. Am dropat într-o oră jumate cam 4 SS-uri. Și am avut de... Ho-ho! Cât îmi fute ăsta pe pătrundere. Mamă, și nici nu pot să mă ridic. Na, dă 500 pe hit cu pătrundere, mă seac. Nici n-am văzut că dau în el, că am văzut scada. Dar știi, poți să iei cu galeria dacă pierd în... Dă... nu știu ce-mi faci, cu moralul. Hai că bag fără corp. Și corpul l-am făcut M6, merg cărțile destul de bine, la zdrobire mai am 3 cărți. Stai să mi se încarce și mie viață. Hai că face cu două mâini acum. Mi-e și mie mai ușor să mă mișc cu două mâini. Și ce să zic, acum sunt puțin, nu știu,
mai mult liniștit așa, pentru că tocmai ce m-am trezit. Adică e ora 5 după amiaza și am băgat somn, că am, ieri m-am culcat la 4 dimineața și am venit de la școală super obosit și am băgat și somn, am dormit de la 2 până la 5 și nu sunt chiar foarte pregătit pentru let's play-uri. Dar merge, mă, merge. Nu-mi place treaba. Mamă, 2K, frate. Clar, 62 mâini cu vâltul, n-am ce faci. Gianni. Nenea Gianni mi-a dat de majulit. 2.1. Și am HP, adică nu pot să ziceam. 10 cu 10, 20 cu 5, 25 cu 10, 35 și cu 5, 40, așa. Nu prea ar mai ține de mine de aici încolo. Ar veni energie și alte chestii. Îi să-i dau și una tipul ăsta. Stai mă pe loc. Ce bunusuri, bă. Slabe, numai. Deci chiar m-a început să mă disperi chestia asta cu... Mă rog, cel puțin înainte să iau pauză eram întrebat zilnic dacă dau ribu sau dacă dau anumite iteme. Dacă vă uitați unii care faceți chestia asta la acest videoclip, aș vrea să vă rog să nu mai să încetați. Pentru că, nu știu, să stau și eu jumătate de oră unde, dintre care 20 de minute stau să răspund la mesaje ciudat și mai ales la mesaje din astea. Adică dacă o să vând vreun item, o să vă anunț. Sau ceva, dar în general nu o să vând niciun item pe care le am. Chiar vreau să-mi cumpăr un... Vreau să-mi cumpăr un scut pentru V3, V4 și o brățară cu 20 de avol simplă pentru început. Și cred că aș reuși să rezist destul de bine cu sura în V3, V4, în V4 farmat. Și cred că m-aș descurca destul de bine. Ar fi destul de ok pentru câteva let's play-uri și chestii. Uite, cred că băiatul ăsta știe, deși totuși mă întreabă. Asta mă enervează un pic. Și nu uitați dacă... Dacă vă plac videoclipurile mele și vreți să mă susțineți, lăsați acolo un like. Pentru că am văzut că putem să facem foarte multe like-uri. Adică am avut videoclip și cu 400 de like-uri. Ținând cont că eu am 4500 de abonați, ceva imens. Adică aproape 10% din voi să-mi dați like e genial. Și chiar mă încurajează și îmi crește moralul când văd la un videoclip minim 250 de like-uri acolo, e chiar încurajator. Și ar fi și mai încurajator dacă aș avea și eu cu cine face duel, frate. Hai tu, Locus. Hai, bate-mă, fi rău. Hai să-mi pun set. Nu, hai să las două mâini. Că asta vă care două mâini. Hai mă, cineva. Bă, nu cred așa ceva. N-am cu cine faci de. Mă rog, am, dar sunt ăștia mari și mă bat. Mă bat rău de tot. Adică nu pot să fac cu el cu Dănuț. Eu, Dănuț. Dau de pic hănetul. Bă, îmi place numele original. Gianni îmi dă la fica de mi-l face pateu deja. N-am ce-i face. N-am ce-i face lui nenea Gianni. Am mă, cât să te prind și odată pe afar. O, lu ăsta îi dau ca lumea. 6K. Hai că pici. Așa. Și au început tot să-și facă două mâini, frate. Hai, faci un del. Oricum și eu, n-am cu cine dat del, practic. Ăștia de 75 chiar au foarte multe avantaje față de mine. Bine, intervine și biologul de 70. Hai, Iris, te rog, zi-mi că faci duel. Hai mă, hai mă,
Mamă, te rog eu frumos. Am un duel micuț, mă. Mă. N-am ce le arăta oamenilor ăstora, mă. Mă. Și la final, băgăm SS-ul. A, și tipul ăsta va dezvăluit. Mă, nu fi rău, mă. Și acum se trezește și Iri și dă și Ashi. Și trăim într-o lume plină de nebuni. Go. Dar se vede că n-are teme tipul. No. Cam așa dau eu normal în dăștia mari. Fără apărări 8K. Că e un damage bun, dar deodată ce intervine biologul de 70, mai ai un vultur, mai ai 60 de om, e mai terminat. Dă-i. Dă-i, prietene, dă-i. 7.8. Ai, mă. Emonul meu de cacao din nou își face treaba. Stai mă, zostere, mă. Doamne, imun de Torahato. 7K. Hai mă, nu fugi, mă. Hai mă, nu fugi. Și da, știu, trebuia să-mi dau jos și să-mi pun iar imunul de fiecare dată când mut cu un item. Mi se pare cel mai de căcat regulă pusă până acum, adică cu ce te ajută chestia asta, pentru că eu uit. Dacă nu... Hai să-l bag pe ăsta puțin la cap. Dacă nu ești de bătaie generală, pentru că acolo schimb foarte des itemele, n-ai cum să nu uiți. Rib 10 critică. Rib. Alt force, vinzi blindaj, nu. Și din nou încep mesajele cu vinzi pe tacto, vinzi pe măta, vinzi pe frato, nu vând nimic. Îi păstrez pe toți. N-am frate, eu în orice caz. Da, bă, frate, eu n-am timp nici pentru mine și tu vrei să te cresc. Hai să îi mai dăm o de-asta. Așa, for fun. Doamne, doamne. Ce treabă avem cu doamne, doamne. Let's go. Hai mă, let's go. Hai mă, analfabetul lui tata. Hai mă, te rog. Nu fugi. Deci asta e reacția pe care o primesc când vreau să fac un del. Omul ăsta acum fuge. Ori de rage quit, ori să moară în fața PC-ului. Uitați-vă la el cum fuge. Mă! Deci, cred că cam asta o să fie toată... Opa! Ce avem noi aici? N-avem nimic aici. Cam asta o să fie tot let's play-ul de azi. O să ajung să dau duel cu deștia de 31. Hai mă duel. Hai mă că tu vrei. Hai mă. Să văd și eu cât dau așa. În general cu G9. Dacă dau 8K, aproape 8K în ăla de 75, ar trebui ca damage-ul meu să ajungă. L-am prins. Boom. 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 Tema așa îmi place, mă, să n-aveți apărări, să mă dau și-o mare, pe tu, cum zicea ăla. Adi e mare, Adi nu e mic. Am jucat cu cine, dar n-am, frate, n-am. Ia uite-l pe ăsta, bum! Săgeată de foc, bum! Săgeată otrăvită. Și îmi place foarte real metinul, adică el știți când dă săgețile prin mine. Ia uite. Bum, bum, bum! Ia. Ia. Dă-i din nou. Sunt invincibil la săgeți.
Vedem o dată. Uite cum trece săgeata. Te foc. Ce ai mă cu el, mă? Hai că dă tata destul de bine și în asta. 6K, probabil nici el n-avea ITM. Și uitați-vă și voi cât de frică e el ăsta de 105. Deci, pur și simplu, l-am emoționat cu un joc tactic și foarte pregătit. Uite, nu vrea să iasă. Nu vrea să iasă, uitați-vă la el cum stă acolo. Nu vrea pur și simplu să iasă. Hai mă, ieși. Ba, 2.2. Deci uitați-vă și voi, dau un ninja asta de 105. Neavând ninja pe armă, dau 2.2 și în Gianni dădeam 2K având ori pe armă. Și hai pe Zoster. Pe cine îmi bate noi, că n-ai pe cine bate? Pe cine putem și noi? Ia, hai unul cu Dariax. Hai că suntem tari. Avem coaie. Provocăm pe toată lumea la duel. YOLO! Nici nimeni. Amă cineva, vă rog. 1.000.000. Nu am iteme. Nu am iteme. O să rămân sechelizat treaba asta. Hai mă tu. Hai mă. Uite, ăsta știi ce face Dobito cu ăsta? Cel mai orfan copil dintre orfani. El vine în țara de foc și ne omoară pentru semne. Deci face crimă. Uitați-vă ce face pentru un semn. Hai mă. Dacă arunc semnul pe jos și în groapa huianelor, el se aruncă după ea. Nu faci. Așa de curiozitate, să-i dau o undă, dar mie că pică. Nu, n-am văzut cât am dat. Mai dau una și pică. Că mă bați. Hai să dăm și noi în ăsta de 90. YOLO! No, că a fătus morții, mă, tizin, că nu mi-a scăzut grad. Doamne. Așa e când ești tâmpit. Sau nu, e puțin mai rău. Uitați-vă la mine. O să dau, mă, în shop și pe liber. Fuck my life. Doamne. Asta e viața, ai. Cum de supărare dăm în toți după aici. 4.6K. Te bă, așa îmi place, bă, să n-aveți apărări, bă. Bă, Johnny. Bă, nu veni după mine. Și cam ăsta a fost și Let's Play-ul de azi și nu mai băgăm nici SS-ul, că da. Unii oameni sunt atât de proști încât să rateze ținta din 2 metri și dau în șopuri. Pentru că de, asta e viața. Când ești prost, ești prost rău. Și cam ăsta a fost și Let's Play-ul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați, lăsați și voi acolo un like, v-am spus. Pentru că mă motivează și pentru că atât. Ia. Îmi dă ăla acum o ambuscadă. Pic din picioare ca un anemic. Adică zici că face un coef de level 41 plus 70, așa și... Bă, nu știu. Bam. Normal, mă, că tu ești șmecher. Eu șmecheru. Trebuia să pui cu J. Și cam ăsta a fost și Let's Play-ul de azi. Hai să-mi las dracului temele că o să abuzeze ăștia pe aici de mine și mi le furăm. Bă, Florinele, bă, trăiască familia ta. Florinel. Și ce să zic, dacă v-a plăcut Let's Play-ul ăsta, care probabil e de jumătate de oră, pentru că din nou sunt un dobitoc. Așa, mai avem ceva pe aici, porcușorul. Și cam ăsta a fost și Let's Play-ul de azi. Și eu îmi fac finalul în puța goală, uitați, puța goală, puța goală. Puța goală a caracterului. Asta îmi place, dar n-am bani.
Donați voi 15 milioane pentru un copil sărac care n-are armură cu 15 săgeți. Face tata bani. Cam ăsta a fost și episodul de azi. Ca de obicei am fost Adiuge și dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați un like, pentru că am spus episodul în aceeași propoziție de 3 ori. Merit un like. Și până data viitoare, ca de obicei, vă zic multă baftă. Pa, pa!